Pentru a înțelege situația din Ucraina, este bine să vedem și un context mai larg. Ucraina a făcut parte din Imperiul Rus timp de secole înainte de a deveni o republică sovietică și a câștigat independența pe măsură ce URSS s-a destrămat, și anume în 1991. Pentru a renunța la moștenirea imperială rusă, și-a stabilit legături din ce în ce mai strânse cu Occidentul. O decizie a președintelui ucrainian Viktor Yanukovych de a respinge un acord de asociere cu UE în favoarea unor legături mai strânse cu Moscova a dus la proteste în masă care l-au înrăturat din funcția de lider în anul 2014. Rusia a răspuns acestui lucru anexând peninsula Crimeea a Ucrainei și implicându-se în spatele unei rebeliuni separatiste care a izbucnit în estul Ucrainei. Ucraina și Occidentul au acuzat Rusia că și-a trimis trupele și armatele în sprijinul rebelilor. Moscova a negat acest lucru, spunând că rușii care s-au alăturat separatiștilor erau unii voluntari. Potrivit Kievului, peste 14.000 de oameni au murit în luptele care au devastat Donbasul, centrul industrial din estul Ucrainei. La rândul său, Moscova a criticat puternic SUA și aliații săi NATO pentru că au furnizat Ucrainei arme și au organizat exerciții comune, spunând că astfel de mișcări încurajează șoimii ucrainieni să încerce să recâștige zonele controlate de rebeli prin forță. Principalul motiv invocat de ruși în această situație este că NATO se extinde prea mult și este prea aproape de ea și singura lor posibilitate este să recupereze teritorii prin forță. Acesta a fost și cazul Crimeei și ceea ce se dorește acum în estul Ucrainei. Dacă Rusia va ataca, se crede că va fi un război fulger și o victorie rapidă va fi pentru ruși. Este posibil ca ei doar să aibă nevoie să anexeze estul Ucrainei și să nu dorească să cucerească toată țara. Asta deși în Belarus, în februarie, vor avea loc manevre cu multe trupe, iar această țară are granița la doar 75 de kilometri de capitala Ucrainei, Kiev. Națiunile occidentale și-au acordat sprijinul, dar unele răspunsuri au fost mai dure decât altele. SUA și Marea Britanie au furnizat arme, în timp ce Germania intenționează să trimită o unitate medicală de teren luna viitoare, dar nu va transfera echipament militar. De asemenea, s-a vorbit mult despre sancțiuni care vizează pedepsirea Moscovei. Public, aliații americani și europeni au promis că vor lovi Rusia financiar mai tare ca niciodată dacă Putin nu își va introduce armata în Ucraina. Liderii au oferit însă puține detalii, argumentând că cel mai bine este să-l ținem pe Putin să ghicească. Scoaterea Rusiei din sistemul financiar SWIFT, care mută bani de la bancă la bancă pe tot globul, ar fi unul dintre cei mai grei pași financiari pe care i-ar putea face, dăunând imediat cât și pe termen lung economiei Rusiei. Mișcarea ar putea opri Rusia de la majoritatea tranzacțiilor financiare internaționale, inclusiv de profituri internaționale din producția de petrol și gaze, care reprezintă mai mult de 40% din veniturile țării. SUA deține de asemenea una dintre cele mai puternice arme financiare împotriva lui Putin dacă invadează Ucraina, blocând Rusiei accesul la dolarul american. Dolarii domină în continuare în tranzacțiile financiare din întreaga lume, cu trilioane de dolari în joc zilnic. În cele din urmă, SUA ia în considerare impunerea controalelor la export, potențial tăind Rusia de înaltă tehnologie care, printre altele, ajută avioanele de război și avioanele de pasageri să zboare și să alimenteze smartphone-urile. Rusia spune că nu are de gând să atace Ucraina, iar șeful forțelor armate, Valeri Gerasimov, a denunțat chiar și informații despre o invazie iminentă ca fiind o minciună. Tensiunile sunt mari însă, iar președintele Vladimir Putin a amenințat cu măsuri tehnico-militare de răzbunare adecvate dacă ceea ce îl numește abordarea agresivă a Occidentului va continua. Secretarul general al NATO avertizează că riscul de conflict este real, iar președintele Biden spune că presupunerea sa este că Rusia va ataca. SUA spun că știu multe despre planurile Rusiei de a spori forțele în apropierea Ucrainei cu un preaviz foarte scurt. Vedem și noi acum pe ecran locația trupelor rusești și cum acestea au încercuit practic Ucraina. Domnul Blinken a spus că răspunsul SUA a clarificat principiile de bază, inclusiv suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia de a alege să facă parte din alianța de securitate precum NATO. Nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la seriozitatea scopului nostru atunci când vine vorba de diplomație și acționăm cu aceeași concentrare și forță pentru a întări apărarea Ucrainei și a pregăti un răspuns unitar rapid la viitoarea agresiune rusă, a spus el. Rămâne la latitudinea Rusiei să decidă cum va răspunde, a adăugat acesta. Suntem pregătiți în orice caz.
Secretarul de stat a declarat că SUA a trimis 3 transporturi de asistență militară în această săptămână, inclusiv rachete Javelin și armament antiblindaj împreună cu sute de tone de muniție și echipamente. Statele Unite și câțiva aliați din NATO discută despre o desfășurare de aproximativ 1000 de militari în 3 state membre NATO din Europa de Est, respectiv în România, Bulgaria și Ungaria, înaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de către Rusia. De asemenea, John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, anunța luni că SUA a plasat 8500 de militari americani în alertă în cazul în care este mobilizată forța de reacție rapidă a NATO și sunt necesare forțe americane rapide. Interviurile luate în rândul soldaților ucrainieni din linia 1 au scos la iveală părerea acestora despre conflict. Ei au observat că în Est atacurile grupurilor rebele s-au diminuat și ei sunt de părere că Rusia nu este interesată să negocieze, că aceștia au planurile lor pe care vor să le îndeplinească. Legat de acest subiect, și Papa a vorbit despre conflictul din Ucraina. Acesta a spus că poporul ucrainian a suferit îndeajuns, a suferit chiar și de foamete și a făcut apel la pace. La pregare pe la pace în Ucraina. E un popor suferit, a suferit la fame. Ha sofferto tante crudeltà e merita la pace. Per favore, mai la guerra. Situația nu ar fi prea grozavă pentru partea ucrainiană, asta pentru că Rusia ar putea ataca din 4 părți. Din Crimea, din Belarus, din estul Ucrainei și dinspre Transnistria, unde forțele rusești sunt staționate în apropiere de Odessa. În acest sens, Ucraina a făcut deja mișcări defensive. Ei au pregătit 261.000 de militari și 400.000 de rezerviști, precum și rachete Sol-Air și noi arme antitank livrate de Marea Britanie. Ucrainienii au minat coasta de-a lungul Mării Azov și au instalat rachete antinavă. Kievul a primit pe 21 ianuarie noaptea primul transport cu asistență de securitate din partea Statelor Unite, care conține peste 90.000 de kilograme de armament și muniție pentru soldații ucrainieni care apără țara. Veți găsi în descriere un clip cu mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și ce posibilități are Rusia de a ataca Ucraina în acest moment. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.